Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai media, astăzi Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre care a avut ca obiect o omisiune de reglementare a modalității de încasare a cheltuielilor și de achitare a onorariului administratorului insolvabilității din legea insolvabilității în unele situații. Sesizările au avut la bază o excepție de neconstituționalitate. Curtea a observat că autorul sesizărilor a criticat în general modalitatea de remunerare a administratorului insolvabilității și, în principal, omisiunea de reglementare a modalității de încasare a cheltuielilor și de încasare a onorariului în cazul în care debitorul aflat în perioada de observație nu are bunuri și nici nu există persoane cărora le-ar fi imputabilă eventuala stare de insolvabilitate. Curtea a considerat că asemenea situații reprezintă o ingerință în dreptul de proprietate al administratorilor. Omisiunea de reglementare face ca administratorii provizorii să nu fie remunerați pentru o activitate de interes public desfășurată în mod efectiv. Curtea nu a constatat existența vreunui scop legitim pentru a justifica această omisiune. Așadar, în lipsa unui scop legitim al omisiunii de reglementare, Curtea a constatat existența unei intruziuni nejustificate în dreptul de proprietate al administratorului provizoriu, intruziune care nu îndeplinește condiția impusă de articolul 54 aliniat 2 din Constituție. Astfel, Curtea a reținut că prevederile articolului 32 din legea insolvabilității contravin articolului 46 colaborat cu articolele 23 și 54 din Constituție, în partea în care nu reglementează un mecanism de plată al administratorului provizoriu și de restituire a cheltuielilor avansate de acesta atunci când debitorul nu are bunuri și nici nu există persoane cărora să le fie imputabilă starea de insolvabilitate a debitorului. De asemenea, Curtea a menționat că nu poate substitui Parlamentul în reglementarea unui mecanism de remunerare în situațiile avute în vedere. Această circumstanță face imposibilă aplicarea imediată a hotărârii sale. Curtea a notat că posedă competența de a stabili efectul pentru viitor al hotărârilor sale. Din acest motiv, pentru a evita producerea unor consecințe negative în domeniul stabilității și al disciplinii financiare ale economiei de piață, Curtea a considerat necesar să amâne efectele prezentei hotărâri până la data de 1 ianuarie 2023. Totodată, Curtea a decis că în cazul excepției de neconstituționalitate, care a stat la baza analizei sale, hotărârea să producă efecte de la data adoptării ei. Astfel, pentru executarea hotărârii, Curtea a dispus ca Guvernul să atribuie mijloacele bănești necesare pentru plata remunerației administratorului provizoriu, autor al sesizărilor, în cauzele pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul central. Vă mulțumesc!